de evaluare nu sunt tot una cu obiectivele de performanță. Da? Criteriile de evaluare sunt generale, obiectivele de performanță sunt individuale, obiectivele de performanță privesc fiecare salariat în parte. Criteriile de evaluare sunt elemente ale unor proceduri. Regulamentul intern nu va cuprinde numai criteriile însele enumerate, dar va cuprinde întreaga procedură de evaluare, periodicitate, posibilitate de contestare, stabilirea comisiei, toate elementele, etapele unei evaluări. Deci, deși legislația vorbește despre criterii de evaluare, nu e vorba decât, nu e vorba numai despre acestea, ci este vorba despre întreaga procedură pe care evaluarea urmează să o acopere. Criteriile de evaluare au, deci, caracter general, voi veni cu obiectivele de performanță să le detaliez. Și le voi detalia specific, individual, pe fiecare salariat în parte. Dacă există salariați pentru care nu găsesc necesar să stabilesc obiective de performanță, nu sunt obligați să o fac. Deci, criteriile de evaluare sunt obligatorii pentru toată lumea, obiectivele de performanță nu. Obiectivele de performanță vor fi stabilite de către angajator pentru acei salariați în cazul cărora găsesc cu cale, găsesc necesară stabilirea acestor. Criteriile de evaluare sunt cele pe care le includ în contractul individual de muncă. Așa îmi zice articolul 17, așa îmi zice și modelul contractului individual de muncă. Ceea ce sigur că naște 100 de întrebări. Întrebări care vizează situația salariaților angajați înainte de mai 2011, situația salariaților cărora intenționez să le introduc criteriile de evaluare prin act adițional, dar refuză semnarea acestora și așa mai departe. În ceea ce privește concedierea pentru necorespundere profesională, aici recomandarea mea, sunt foarte convinsă de necesitatea urmării ei, este să se facă o dublă evaluare. Adică, dacă un salariat obține nesatisfăcător la evaluarea aceasta generală periodică, să nu se treacă direct la concediere. Nu am jurisprudență, normal că nu am. Textul este din mai 2011, nu avem încă litigii în fața instanțelor care să fi fost soluționate în vreun fel. Instanțele însele sunt destul de confuze în această perioadă. Eu sunt formator la Institutul Național de Magistratură și comunic cu judecătorii specializați pe litigii de muncă periodic, pentru că facem cursurile de formare profesională împreună. Adică predau aceste informații. Există foarte multe confuzie la nivelul instanțelor. Dar dacă un lucru e clar, acesta e următorul. Nu se va face concediere într-un mod diferit față de cel de până acum. Și dacă analizați modificările din codul muncii, veți constata că, într-adevăr, la concediere nu s-a umblat. S-a umblat la încetarea de drept, acolo am niște modificări. Dar concedierea se va desfășura după aceleași rigori după care s-a desfășurat până acum, cu mici excepții la concedierea colectivă de care vorbim de îndată. Deci, eu nu m-aș duce cu o concediere pentru necorespundere profesională stabilită automat în baza evaluării generale. Ai primit nesatisfăcător, preaviz pe concediere. Nu. Dimpotrivă, aș folosi două proceduri. Una este cea pe care am stabilit-o în regulamentul intern și pe care o am preluată pe criteriile respective în contractele individuale de muncă, și o alta, care este cea stabilită în contractul colectiv de muncă, dacă există așa ceva, în regulamentul intern, dacă am stabilit așa ceva, cu posibilitatea salariatului de apărare, sigur, cuvântul e impropriu, că nu e acuzat propriu-zis, dar de a reacționa
în fața necorespunderii care îi se atribuie. Deci eu aș face două evaluări distincte. Una cu caracter general, odată cu toți salariații, și o evaluare pe zona de cercetare de care vorbeam anterior, cu reprezentanța sindicatului, dacă există, și așa cum era ea reglementată în contractul colectiv de la nivel național.